În câteva zile, Ștefan își umplu suprafața lăzii studioului cu cărți. Anticarul său cu chelia de culoare a hârtiei învechite se făcea că nu-l vede când mai erau și alții în și răsfoiau volumele din rafturi. Îndată după aceea, se apropia însă de el și îi băga în buzunarul paltonului o carte învelită în jurnal și legată cu sfoară, ca un pachet oarecare. Purtarea lui îl înveselea pe Ștefan. De ce se temea de ceilalți și de el nu? Îl cunoștea tot atât de puțin ca și pe ei. Dacă vreți doar să o citiți, îi spunea: Veniți și mi-o dați tot mie. Cititul vă costă o nimica toată. Cartea însă era scumpă. Erau, spunea anticarul, dintre ultimele cărți franțuzești scrise înainte, care mai pătrundeau în țară. Însă erau destule și după câteva zile Ștefan se opri. Lectura îl subjugă, dar încă mai de mult din liceu observați la un moment dat un lucru care îl mirase. Își făcea pentru perioade de luni întregi liste încărcate de autori și cărți și îl spunea După ce o să le termin și tot ceea ce scrie acolo în ele o să iasă de pe hârtie și o să intre în capul meu, e sigur că mintea mea va fi alta. Voi fi mult mai deștept și mai inteligent. Și se ducea în biblioteca liceului și a orașului și se punea pe citit. După ce termina, rămânea țintuit locului de nedumerire. Mintea îi era aceeași, absolut neschimbată, și din reacția celor din jurul său își dădea seama că nu se înșela deloc. Nimeni nu observa la el vreo transformare care să-i mire. Probabil că e prea puțin, gândea el, și își făcea o nouă listă și mai încărcată. În câțiva ani. Făcuse nenumărate astfel de liste, dar lăsase la o parte obiceiul de a se mai controla dacă de la un an la altul, după atâtea lecturi, devenea sau nu mai inteligent. Citea acum doar din pură plăcere și curiozitate, pe care ni le excită totdeauna gândirea sau fantezia altora. Cărțile oraculare îl încântau, filozofiile îl amețeau marea literatură îl zguduia. Dar, așa cum îi spusese lui Nichi, toate acestea nu reușeau să-i dea lui o conștiință de sine care să-i alunge de pildă senzația aceea care îl făcea adesea să spună Ce sunt eu? Ce gândesc eu? Am impresia că sunt nimic. Când se întreba însă dacă această inconsistență a ființei sale îl făcea să sufere, Ștefan își dădea seama cu aceeași nedumerire că, din potrivă, se simțea ușor și liber, în ciuda încărcăturii pe care o acumulase atâția ani în biblioteci. Continua, totuși, să-i invidieze pe cei care aveau o gândire a lor grea de importanță. Odată într-o bodegă, auzise pe unul din aceștia spunând Moartea e o chestie periculoasă pentru orice cetățean. Îl drăcuise și-l admirase în sinea lui. Într-adevăr, pe măsa îl înjurase el printre dinți. Se putea spune mai mult despre moarte și cu o gândire a ta mai originală decât exprimase individul acela prin această propoziție a sa, stând bățos, în mijlocul altora cu paharul de vin în față și cu o expresie de siguranță de nezdruncinat pe chipul său solemn. Totuși, Ștefan fu luat, fără veste, în ajunul anului nou, de o carte care îl neliniști. Citea la ea, când se făcuse târziu și era gata să uite că trebuie să se radă și să se îmbrace. Era invitat la Nichi, să petreacă acolo seara de revelion. O somorât, întoarse cartea cu coperțile în sus și sări din pat. Se îmbrăcă repede, așa cum fac tinerii cu mișcări rapide și sigure, al căror secret mai târziu îl pierd și se învârtesc de colo până colo prin casă, încât totdeauna ajung cu întârziere nu numai la teatru sau la concerte, ci și când au o întâlnire cu o femeie. Jumătate de oră mai târziu, Ștefan sună la ușa ziaristului. Aproape imediat se auziră pași apropiindu-se și deodată Ștefan se pomeni ochii noi cu o fată cu chipul ușor prelung, cu părul bine întins pe cap într-o cărare și odihnindu-i se în valuri, pe gât și pe umeri. Expresia ei îi luase pe semne tânărului piuitul, fiindcă ea izbucni brusc în râs când îl văzu cum arată ca și când ar fi știut sau chiar calculat că el va rămâne astfel uit când o să-i deschidă ușa. V-ați schimbat pieptănătura, mormăi Ștefan în antreu, dezbrăcându-și paltonul. Nu, era aceeași, dar bucuria iradia intens din întreaga ei ființă. Atâta tot data trecută când luase masa cu ei, nu era astfel, pentru că bucuria nu era în ea să dea chipului ei atâta lumină. Am întârziat, mai spuse el. Vă rog să mă scuzați. Fata nu-i răspunse. Pieptănându-se în oglindă, Ștefan văzut o inscripție scrisă cu tuș pe o foaie de hârtie școlărească. Păstrați toate speranțele, voi ce intrați. Ce era cu versul acesta, întors pe dos de pe poarta infernului lui Dante? Din casă nu se auzea nimic, și când Ștefan intră în hol, nu văzu ceea ce se aștepta, oamenii adunați. Nu era nimeni. N-ai întârziat deloc, din contră, ai venit prea devreme, zise fata. La București, Revelionul începe ceva mai târziu. Ia abia zece. Dar n-are nicio importanță. Ia loc. Nichi tocmai se îmbracă. Iar eu n-am adus nimic. Flori sau ceva, gândi Ștefan. Ce să fac? Am uitat. Își mai spuse el, în timp ce privirea îi se rota peste pereții spațiosului hol, uitând de fată. Ce-o fi cu prostiile astea? Continuă el în gând cu dispreț, observând noi inscripții agățate fie de tablouri, fie de aplicele cu lumânări dintre ele. Se ridică și începu să treacă de la una la alta și să le citească. N-aveau niciun sens. Cel puțin cea din Andreu avea unul. Ești palidă, Luiza. Scria pe ușa din colț, care ducea probabil la baie. Ei și ce vrea să spună? se strâmbă Ștefan. Mai încolo, o bucățică de sfoară era cică intestin de brontozaur pitic descoperit în valea vinului. Ștefan ar fi dorit să zâmbească, dar avea sentimentul că animerit într-o casă unde urmau să-și petreacă revelionul niște puști. Nu se potrivea deloc cu starea de neliniște pe care i-o stârnise cartea la care tocmai citea sentiment care de când intrase sub protecția ziarului la care lucra, scăzuse din intensitate. O să stau până se face miezul nopții și după ce începe noul an când veselia o să fie întoi, o să o ștergă înglezește. Se hotărâi el, cu gândul să reia și să termine lectura întreruptă. Lângă un tablou zări o bucățică de os subțirel, atârnând de o sfoară invizibilă fragment de papagal trac descoperit în comuna Fleașca de Jos. Citi el. Apoi, toată atenția lui Golopenția își ridică privirea și renunță. Se întoarse în fotoliu și se așeză cu o stare de spirit de nerăbdare că pierde timpul într-un loc unde nu se simțea bine, în timp ce acasă toată atenția lui Golopenția, repetă. Cine paștele măsi o mai fi și Golopenția ăsta, căruia trebuia să îi se acorde atâta atenție? Fata care îl lăsase singur în acest timp reintră și se scuză prezentându-l părinților. Nici eu nu sunt gata, zise ea, dar tata, care e un om foarte interesant, o să te distreze mai mult decât ce ai citit pe pereți. Mamă, adăugă ea întorcându-se spre o femeie cu o înfățișare energică. El este un coleg al lui Nichi de la Ziar, domnul Paul Ștefan. I se spune în satul de unde tocmai a plecat, adăugă ea, fără urmă de ironie, al lui Parizianu. Ai fi zis chiar că glasul ei era încărcat de nostalgie. Fusese probabil felul ei de a lua peste picior, sugerând parcă unor ascultători absenți că musafirului acesta posomorât îi zboară acum, probabil, gândul spre satul lui natal de care îl legau atâtea amintiri. De unde știe fata asta cum mi se spune în sat? Se întrebă Ștefan mirat, ridicându-se în picioare și dând mâna cu părinții fetei. De la Nichi, desigur, interesant pe dracu, continuă el, așezându-se și aruncându-le bătrânilor care tăceau priviri pe deasupra. Și totuși fata își cunoștea tatăl. Cel puțin pentru ea și pentru maică sa, el era un om neobișnuit. Mama îl iubea și îl iubise totdeauna mai mult pe el decât pe copii. Și această dragoste pe care anii nostinseseră, în începuse încă de pe vremea când se măritase cu el, tânăr sublocotenent care își ținea sabia lângă piciorul bine strâns pe pantalonul elegant, mulat perfect pe pulpă, în cizmele înalte, lustruite ca o oglindă. Până azi, când era colonel pensionar, apropiindu-se de șaptezeci, cu copii mari. Nichi trecut de 35 de ani și Lucky făcută mult mai târziu, dar mare și ea. Îl îngrija neobosită și avea noroc că ea însă și era o femeie care nu luase în viața ei o aspirină și își crescuse copiii energic fără să-i divinizeze, deși ar fi avut de ce, fiindcă toate neamurile mureau după ei, erau frumoși și inteligenți, fără să fie precoci, rămânând tot timpul, copii la vârsta lor, și plini de marele lor farmec la care nu rezistă nimeni, afară de mama lor. Cel puțin nu arăta. Nu arăta nici pentru soțul ei, dar apăreau, bineînțeles, semne izbitoare. De pildă, stăteau amândoi închiși în odaia lor zile întregi. Mama cobora în bucătărie și lua cu ea mâncarea gătită aveau o bucătăreasă și o ducea sus. Ce făceau ei acolo? Fata trăsese cu urechea curioasă. Nimic nu făceau. Vorbeau. Nu mai terminau de vorbit. Ce îi spuneau de era atât de pasionant să-și audă glasurile atâta vreme? Greu de înțeles. Istorii de demult Uneori, enervată, fata o scotea din odaia ei și o trimitea la piață. Se ducea, dar nu trecea mult și suna telefonul. Tu ești mamă?" răspundea fica. Ei, ce este?" Dă-mi-l pe tata!" cerea femeia cu energie și fata îl chema și nu se știe ce îi spunea la telefon. El îi răspundea sibilinic, dar așezându-se însuflețit în fotoliu, s-o asculte. Odată, tot așa, plecase de acasă într-una din acele vizite în care femeile se întâlnesc singure, fără bărbați. Doamna colonel Dumitrescu intrase în casă și se dusese direct la telefon. Ce faci, Petrică?" își întrebase ea soțul, pe care abia îl părăsise. Și se așternuse cu el pe vorbit, fără să-i pese de privirile rele și ascuțite ale celorlalte, care în ceea ce le privea de mult le pierise cheful să mai țină la soții lor egoiști, plicticoși, maniaci și plini de ticurile cele mai enervante, urme de bărbații care fusese odinioară, fără de care era adevărat, nici ele nu mai puteau trăi, dar la a căror moarte se gândeau adesea cu seninătate și chiar cu ușurare. Colonelul Dumitrescu, Spărgea nuci cu un instrument special de spart nuci. Oferea soției, tânărului din fața sa și mânca în tăcere, dar cu aerul că face conversație și numai mestecatul îl împiedica să-i se audă cuvintele. Turna apoi vin roșu în pahare, zicând că e un lucru perfect, o combinație minunată nucile cu puțină pâine și sare și să bei după ele un vin roșu mai sec. De acolo, de la țară ne vin toate. Continuă el, vrând pe semne să-l flateze pe musafir. Ceea ce și reuși. Ștefan tresări și îl întrebă pe acest domn în vârstă dacă nu cumva s-a născut sau are rude la țară. Nu, zise colonelul, m-am născut în București, dar avem rude la țară și eu și nevastă mea. Mă scuzați că vă întreb, Reloș Ștefan, ce sunteți? Vreau să spun, ce faceți? Cu ce vă ocupați? Eu am fost militar de carieră, răspunse tatălui Nichi cu neascunsă mândrie și spuse gradul cu care ieșise la pensie. Formidabil, zise Ștefan. Ce părere aveți despre actualul război? Pe celălalt l-ați făcut? Da, am fost și în retragere, în Moldova. Actualul război, zise colonelul, nu mai e un război cum știe toată lumea, cu atacuri de infanterie și cu asalturi cu baioneta la armă, cum se arăta prin cărțile de citire o mitralieră sau un cuib de mitraliere bine plasate într-o anumită cotă, poate să toace o masă compactă în atac de zeci de mii de oameni. Dar ce să zic eu o mitralieră? Arma asta a apăruse și în primul război. Elementul care a dus la prăbușirea Franței au fost formațiile masive și independente de tancuri, care au spart frontul într-un anume punct, au pătruns adânc în spatele trupelor inamicului și le-a distrus tot ce ține de un război, statele majore, căile de comunicații și de aprovizionare, transmisiunile și au băgat panica în ele prin acțiuni de învăluire și încercuire. Vă pasionează războiul? zise colonelul, oferind nuci. Ce spun eu e simplu, dar e tragic. În felul acesta s-a prăbușit o armată în care toată lumea își punea speranțele. Domn colonel, zise Ștefan, cu un efort de a înțelege bine acel lucru simplu pe care îl auzise. Francezii nu aveau tancuri? Ba da, numeric nu erau inferior nemților, dar tancurile lor erau împrăștiate pe la unități. Adică cum? Asta era concepția lor, fiecare unitate de infanterie să aibă artileria și tancurile ei. Cum să vă explic? Imaginați-vă o armată care n-ar acționa ca unitate omogenă, ci s-ar împrăștia în fiecare sat. Nimic mai simplu pentru inamic decât să atace fiecare sat în parte, să-l lichideze cu mase compacte de armată și să câștige în felul ăsta victoria. Așa au făcut nemții, atacând cu mase compacte de tancuri pe cele ale francezilor împrăștiate pe la unități. După asta, victoria le-a căzut în gură ca o pară mălăiață. Eu credeam, zise Ștefan, că au câștigat datorită faptului că au ocolit linia Maginot prin Nord, strivind Olanda și Belgia și căzându-le în felul ăsta francezilor în spate. Da, așa au făcut, admise colonelul, dar capacitatea de manevră a tancurilor e destul de rapidă. Dacă francezii ar fi avut și ei ca rezervă strategică unități mari de tankuri, ușor le-ar fi putut îndrepta spre inamic și i-ar fi putut face față. Am fi asistat la o bătălie gigantică de mașini, și nemții n-ar mai fi câștigat. Francezii împreună cu englezii ar fi reușit să stopeze ofensiva germană și pe urmă să câștige. Așa a avut loc dezastrul de la Dunkirk. Domn colonel, cum sunt posibile astfel de erori? zise Ștefan. Colonelul își desfăcu brațele neputincios, adică nici el nu înțelegea și n-avea un răspuns la o astfel de întrebare. Și acum, reluă Ștefan, ce or să facă nemții? Colonelul repetă gestul. N-a avea nicio idee. Nu pot să-mi dau seama, zise el. Probabil că la primăvară or să invadeze și or să le vină de hac și la englezi ăștia. De ce vorbiți așa? Nu-i simpatizați? zise Ștefan. Nu, din pricina lor țara noastră e acum ciopârțită, zise colonelul. Fiindcă n-am luptat, zise Ștefan nu puteau să lupte alții pentru noi și nici nu eram așa singuri. Aveam mica antantă, care în realitate nici nu era așa mică. România, Cehoslovacia, Iugoslavia, aveam și un nim comun. De ce n-a funcționat mica antantă? Vă închipuiți că n-ar fi fost o glumă. Trei țări mobilizate toate deodată și intrând hotărâte în război, dar mica antantă N-a funcționat. De ce? Cum? Se miră bătrânul militar. Cum să funcționeze? Foarte simplu, zise Ștefan. Când Cehoslovacia a fost amenințată de Hitler și pe urmă ocupată, România și Iugoslavia ar fi trebuit să mobilizeze și să declare război Germaniei. De ce n-au făcut acest lucru? Din pricina Franței și Angliei, care, au ajuns cu nemții la o înțelegere, la München, și Cehoslovacia s-a supus. Nu puteam să declarăm noi război nemților fără ca Cehoslovacia să ne o ceară și fără ca aliații noștri, Franța și Anglia, să nu fie de acord. Ori ei se hotărâsără să abandoneze pe cehi. Ce mai puteam face noi? Formidabil! exclamă Ștefan. Și ce va fi în viitor? Vom avea o pace germană? O pax germanica? Colonelul dădu iar din numeri. Nu știa nimic. Cine putea să știe? A avut dreptate fisa, gândi Ștefan. Colonelul e într-adevăr un om interesant. Spune numai ce știe, nu se aventurează în discuție, cum fac de obicei oamenii bătrâni și de astfel obositori. Vreau să-l mai întrebe ceva, dar soneria zbârnâi și fata ieși în hol și o spre ușă să deschidă. Curând, casa se umplu de musafiri. Mamă, Luchi, ce facem noi aici? Unde e vestita ațuică pe care o păstrăm din august ca să ne delectăm cu ea acum? Copii, la masă și Nichi se duse și dădu la o parte perdeau atrasă care acoperea sufrageria. Aprinse lumina și atunci se văzu acolo masă întinsă cu fața de o albeață strălucitoare încărcată cu farfurii, pahare și tacâmuri. O femeie de vreo 60 de ani, care nu semăna a bucureșteancă, probabil, o rudă de-a familiei colonelului de la țară, fiindcă nu avea expresie de slujnică, intră cu un ibric mare în mână și începu să toarne cu pricepere niște cești mici de pământ din lichidul gălbui. Apoi, împreună cu alta, care era desigur bucătărea sa familiei, fiindcă arăta mai sprintănă și mai veselă, vrând parcă tot timpul să spună Eu vă pregătesc sărbătoarea, de pe urma mea mâncați toți, dacă n-aș fi eu, ce v-ați face? Aduseră cârnați de porc și începură să servească. Țuica era fiartă și musafirii, după ce o duceau la gură și sorbeau, tușeau. Mirosul atâțător de cârnați țărănești, ardeiați, umplu casa. Ștefan avusese dreptate. Musafirii lui Nichi și ai sorei lui, deși nu erau chiar niște puști, erau toți foarte tineri, în jurul a 25 de ani, și după cum înțelese el, unii erau studenți, colegi de-ai fetei de la medicină. Așa află că eleva era în realitate studentă în anul 3, să fie avut prin urmare 22 sau 20 patru de ani și nu 16 cum mi se păruse lui, iar alții, prieteni vechi, cel puțin doi dintre ei se purtau cu ea extrem de familiari. Ceea ce lui Ștefan îi stârni un ușor dispreț, fără să știe însă de ce. Unul mai ales se insinua ca și când ar fi fost de mult iubitul ei. Să fi fost? Ei și? De ce trebuie să lași să se vadă asta. Îi punea mâna pe braț, îi șoptea la ureche, cerea de unul singur temir ce și fără rost, un pahar de sifon, ca și când ar fi fost un tipicar dintre cei care sunt foarte grijuli cu micile lor afecțiuni. O carte pe care i-o adusese el și în care se uita apoi minute întregi, după care o închidea cu un aer semnificativ și o dădea înapoi, dar fără să spună ce determinase să caute tocmai atunci ceva în cartea aceea. Din potrivă, intervenea în conversație cu o vorbă de spirit exact în sensul în care se discuta, sugerând însă că mintea sa are un mers paralel, dar care rămâne un secret față de ceea ce el exprimă direct. Și era ziarist, dar nu la ziua, prieten cu Nichi. Adrian și mai cum, așa îi se spunea, Adrian, și șoptindu-i discret un vecin, îi spuse, Popescu. A, deci Adrian Popescu, mare brânză, Gândiște Ștefan, cu ostilitate, simțind instinctiv că acest personaj care îi era antipatic era fără efort vizibil centrul atenției tuturor, fără să înțeleagă de ce. Era mic de statură, și cu o expresie de mare sinceritate pe figura lui, albă, pe care briciul încă nu o înăsprise, cu ochi frumoși, albaștri, care însă, când vorbea, se răsuceau într-o parte ca și când ar fi vrut să se ferească cât mai mult de vreo complicitate cu ceea ce gura povestea. Gura vorbește, treaba ei, ochii au altă treabă și din când în când doar, când începea să râdă de vreo comedie pe care propriile cuvinte o puneau sub văzul tuturor, participau și ochii, care rămâneau deodată bulbucați, parcă ar fi văzut apă și s-ar fi speriat să nu se înnece. Celălalt era un taciturn, cu sprâncene negre și groase. El nu era familiar cu fata. Îi arunca însă din când în când priviri timide, dar parcă mai sigure decât ale celui din tâi, în timp ce expresia feței arăta o îndârjire înțepenită pe care nu schimba nicio glumă, din câte se spuneau. Avea însă o voce blândă și când deschidea rare ori gura, se vedea că e inteligent și are simțul umorului, dar că... Era ceva impropriu firii lui să râdă cu gura până la urechi sau chiar să zâmbească. Lucrurile comice, vorbele de spirit, toate te pot delecta, fără să-ți arăți neapărat dinții sau să-ți întinzi gura într-un rânget. Când Ștefan dăduse mâna cu el, nu-și spusese numele. Ceilalți arătau în acele minute așa cum arată totdeauna oamenii când sunt invitați și când în mod curios îi apucă o foame care e mai mare decât ar fi fost la ei acasă și singuri. Expresii în așteptare concentrate asupra farfuriei. Cârnații și țuica se topiră. Se aduseră iarăși cârnați și un nou ibric cu țuică fiartă. Din când în când, Telefonul suna în birou și Luchi o lua într-acolo și întârzia câtva timp. Alte ori revenea imediat și îl chema fie pe fratele ei, fie pe unul din părinți. Erau felicitările care se țeseau peste tot întinsul orașului prin rețeaua telefoanelor. Toți oamenii hotărâsără în acel ceas, când de anul nou nu-i mai despărțeau decât câteva minute, să vorbească numai de bine să nu spună nimic neplăcut, să ascundă tragediile pentru mai târziu și să-și dorească toți fericire. Când la radio se auzi bătând ceasul și tânărul rege își începu mesajul, se destupară sticle de șampanie și se stinse lumina electrică, rămânând aprinse doar sfeșnicele de argint din mijlocul mesei, ale căror lumânări galbene de ceară îi duse pe toți cu mintea, cu un secol în urmă, și avură sentimentul că cei de atunci, care își luminau astfel casele, n-au murit. Ei sunt aceștia, cei de azi, care stau în picioare în acele clipe și vor trăi la fel în secolele următoare, când lumina aceasta naturală le va reaminti în fiecare an de viața lor din secolele trecute. Gongul bătu și atunci nevăli în casă de afară zgomotul petardelor cu plesnituri care izbeau parcă în ferestre cu pietre. Toată lumea ridică cupele și toți începură să se ducă de la unul la altul, să ciocnească și să-și facă urări. Ștefan se uita acum cu alți ochi la sora lui Nichi și îi se părea că într-adevăr arăta trecută de 20 de ani. Părul ei atât de frumos și chipul ei ușor prelung, ca al copilelor de 14 ani, nu mai putea înșela pe nimeni. De ce credea el că fusese o înșelătorie la mijloc, nu se întreba. Dar acum era convins că ea, cu bună știință, îl înșelase acolo la ușă când îi deschisese și izbucnise în râs. Râsul acela. Hm, se reașezară la masă și începură să-și taie fiecare bucăți mari din cei doi purcei de lapte rumen pe care cele două femei tocmai îi aduseseră pe tăvi. Ștefan mânca, dar o urmărea fără să se uite pe Lucky și nu era atent la conversația care începuse să devină însuflețită. Nu înțelegea de ce echipul ei Exprima o fericire atât de vie, fiindcă la mijloc nu puteau fi cei doi care dădeau semne că o cunosc și sunt familiar cu ea. De câteva ori, observase că se uita la ei fără să-i vadă și îi asculta, fără să dea semne că e cel puțin atentă la ceea ce îi se spune. La ce era ea atunci atentă? La ce se gândea? Chipul ei se lumina din interior atât de intens. Ce era în sufletul ei? Deodată Ștefan ridică paharul și fu pe punctul de a-i face o urare de unul singur, din simpatie, să-și exprime acest brusc sentiment care îi năpădise inima. În aceea secundă privirea ei îl surprinse și îl fulgeră. Să nu îndrăznești, parcă îi spuse, și după ce văzu că brațul lui coboară cu paharul, își luă privirea de la el și acea lumină peste care trecuse parcă un nor reveni pe chipul ei și în aceeași clipă izbucni în râs. Domnul Paul Ștefan ieși acum indignat de felul cum a fost primit și parcă înghite cu noduri. A vrut să mă apostrofeze, Noroc că am băgat de seamă la timp și i-am transmis prin telepatie că e periculos să mă insulte. Ștefan răspunse că e adevărat și își exprimă gândul său că ar fi nimerit la un revelion al copiilor. Ei, na, că tare mai ești tu în vârstă, răspunse Luchi. Mai trebuie să-mi spui tanti. Apropo de telepatie, Nichi... Zise Adrian. Anul ăsta, văd că nu l-ați mai invitat pe Dan Lazarovici. Ba l-am invitat, zise Niki. O să vină mai târziu. Și, la drept vorbind, Luchi, ce ne-ai pregătit pentru anul ăsta cu Mihai? întrebă cineva. Să știi că dacă ne mai faceți figura de anul trecut cu reclamele, eu plec, pe cuvântul meu. Luchi izbucni în hohote, cu o satisfacție molipsitoare. Se vedea că și acum s-a avura figura pe care l-o făcuse anul trecut. Dar ce a fost cu reclamele astea? întrebă cineva care nu știa. Lucky s-a așezat la un moment dat la pian și Mihai a venit lângă ea și au început să cânte amândoi reclame, el din gură, ea acompaniindu-l cu clapele. Toate reclamele care există despre bere, șampanie, vinuri, săpun, parfumuri, sutienuri, mănuși, medicamente, antiveneriene, ciorapia desgostofe serg, bocanci dermata, pâine gaghel, biscuiți herdan, cafea pașalică, o adevărată enciclopedie. Dacă ar fi fost reprezentanții acestor firme de față, și l-ar fi putut, însuși, pe gratis, fiindcă Mihai, improviza versurile, prins de o inspirație frenetică. A fost amuzant vreo oră, dar pe urmă Mihai nu se mai oprea. Știți pe el când îl apucă astă vară la eforie, s-a așezat în patru labe cu fața spre mare și a început să latre la valurile înspumate care spălau plaja. Un minut a fost amuzant, dar n-a ținut un minut. Și Adrian, își întoarse ochii într-o parte, care rămăseseră astfel alb și bulbucați, în timp ce mesteca tacticos. Mihai îl ascultase posomorât. El era taciturnul. Despre el se vorbea, al doilea prieten al fetei. Numele său de familie pe care evita să-l decline era Spurcaciu, arăta complet străin de personajul care era astfel divulgat celorlalți și nu reacționă, continuând să mănânce multă vreme în tăcere. Nu-i păsa că se putea crede că urlase la valuri? Nu părea abstras, ascultase totul cu atenție. Mă îndoiesc, zise el în sfârșit, că ai fi putut fi de față când am urlat eu la mare. După informațiile mele, în acele clipe, tu îi dădeai târcoale domnișoarei Filderman, a cărei cunoștință ei făcut-o, când ea se afla pe closetul turcesc fără ușă al tătarului unde își închiriase o odaie. Gustul tău pentru astfel de situații paradoxale nu e încă bine cunoscut. Obrajii lui Adrian se înroșiră brusc. Urechile îi se făcură Lilia Chi, numai ochii, îi rămasăra albi și liniștiți, privind într-o parte. Era deci adevărat? Nici de cum să nu te tem de câinele ce latră, ci de cel ce tace, zise el, și se porni singur pe un râs care nu curgea, ci era din secundă în secundă sugrumat. Era orgoliul lui. Citea cărți mari. Și avea memorie bună. Acum, pe semne, citise, înainte de a veni, proverbe, fiindcă nu era cunoscut ca admirator al înțelepciunii populare orale și spontane. Își pognea în cap adversarii cu idei neașteptate din Saint-Simon, dacă citea din el, și, într-o vreme, citise aproape un an, din Cardinalul de Reț, din Rivarol, Montaigne. Râdea cu satisfacție, văzându-i, dacă nu uluiți, cel puțin surprinși și închesuiți, fără replică. Numai Mihai era rezistent și își rumega replicile neiertătoare, fără grabă. Efectele lor se bazau tot pe o memorie bună, dar de alt gen. Fapte din viață, alese bine și spuse cu necruțare. Ca totdeauna în această vârstă, tinerii nu se țin minte unii pe alții, fiindcă abia de cunoști ceva din ei înșiși. Ziaristul vroia să scoată la iveală, din taciturnul lor prieteni, lucruri compromițătoare, ca să-l scadă, bineînțeles, în ochii fetei. Dar uite că tăcutul Mihai nu era tăcut și la minte. În mod curios, scena cu domnișoara Filderman se petrecuse a Ievea. O văzuse amândoi din stradă, în fundul curții acelui tătar, în poziția numită. Și spre seară, Adrian Popescu se plimba cu ea pe faleză, amicul său, deci îl văzuse cu ea. Când știi că ai la activ astfel de întâmplări, de ce ataci? Dându-seama că nu avusese niciun efect compararea lui Mihai cu un câine tăcut. Adrian reluă. Măgarul când te lovește, să fugi și să-i mulțumești, că mai câștigat ești. Asta era mai bună, dar doctorul Spurcaciu nu-l lăsă să jubileze. Da, zise el, poți să te și bat. Luchi îi în râs. Îi plăceau amândoi acești prieteni ai ei. Spurcaciu îi fusese coleg. El terminase medicina chiar în anul care trecuse, de câteva minute, și lucra la un spital din capitală, urmase chirurgia. Se spunea că el și Luchi se logodiseră, dar n-a dura prea mult, fără să-i ducă la căsătorie, dar nici la ruptură. Se întâmplase ceva între ei, nimeni nu reușise să afle. În ceea ce îl privea pe Adrian Popescu, el era prieten cu Nichii, și nu li se părea anormal că era intim și cu sora lui. Soneria zbârnâi. nici se duse și deschise și când acești întârziați intrară și luară loc la masă, toți ceilalți îi întâmpinară cu auri și euri, știm noi și a hauri ironice și aluzii puerile, cum spunem toți, când suntem în vervă, ajutați de un pahar de vin, când unii dintre cunoscuții noștri se află într-o situație nelucidată. Era un triunghi, doi bărbați și o femeie, femeia voinică tânără de o frumusețe care a avea să o facă celebră mai târziu pe Ingrid Bergman, plină de farmec, cu chipul rotund, gura cărnoasă și fină, ochii imenși de vacă, dar sclipind de o inteligență din adâncuri. Unul din ei intrase ținând-o de braț să nu o piardă și când, cu un surâs răutăcios, Lucky îi despărți și o așeză pe ea lângă Ștefan și pe el a Iurea, el a avut o clipă, o expresie descumpănită. Era de mulți ani amantul ei și nimeni nu înțelegea de ce un tip așa ca el, surd de o ureche și nu prea talentat, scria mici povestiri realistosimbolice simbolice asupra cărora nimeni nu se pronunța când le citea în cenaclul său. Ținea un cenaclu fiindcă era gazdă, dar pe care revistele literare îi le publicau nu se știe de ce, fără codeală. Nimeni, deci, nu reușea să priceapă drept cine se credea el că nu se căsătorea cu această adorabilă creatură care scria versuri mai bune decât proza lui și care îl iubea statornic și cu fidelitate de atâta vreme. Cora Petrașincu, căci așa o chema, era un mister pentru toți. Și dacă se duceau la prietenul ei la cenaclu, se duceau numai ca să o vadă pe ea. Individul care era bucureștean de a doua generație avea, sau cum spuneau ceilalți, era un bou cu nume de cal. Îl chema Sebastian Murgu. Totuși, nu era lipsit de o anumită forță din moment ce această femeie se învârtea, și ea, în jurul lui, ca și când ar fi fost beată, și rezista la toate încercările prin care trecea, liberă fiind și atât de cunoscută, și la care era supusă de toți bărbații din generația ei: pictori care îi schițau necontenit portretul, poeți care îi dedicau versuri sau chiar volume tineri prozatori cu gâtul gros și cu succes de public, doritor să se însoare și să aibă copii cu un asemenea exemplar rarisim. Ce o ținea legată de surdu acela? Îl înjurau cu exasperări înalte prin cafenelele literare, ridicând în sus un braț și izbucnind în hohote stupefiate ce paștele mamei lui îi făcea. Îi dădea bani? De unde? Că la cenaclu nici măcar un ceai nenorocit nu servea și nici când luai masa cu el nu plătea. Se făcea că n-aude nici cu urechea cealaltă. Era clar că n-avea, abia îi ajungea pentru el. Atunci îi doreau, și nu în secret, să-l vadă cu coarne, căci să fie părăsit nu mai aveau nicio speranță. Dar, coarne, da, și încă cum? Numai să apară unul și să o trezească pe cora din somnul ei, căci cu frumos ei ochi mari, deschiși, fata asta parcă era lovită cu leuca, adormită și parcă împrumutase ceva din surzenia parțială a nesăratului ei amant. Și iată că într-o zi să fi fost un an, un an și ceva de atunci, în cenaclul lui Sebi, căci așa îi ziceau, apăru un ins care era chiar omul dorit de toți. Bărbat cu o puternică personalitate, tânăr inginer care câștiga bine, îmbrăcat cu grijă, cu niște ochi care apăsau lucrurile și oamenii, să se dea ceva mai îndărât dinaintea lui. Dan Lazarovici, căci așa aflară că îl chema, puse stăpânire de îndată pe cenaclu, pe care îl deturnă rapid de la naivele lui îndeletniciri literare și îl abătu spre ocultism, științele ezoterice, le luă mințile luni în șir, cu enigme care stăteau deschise, vizibile, pipăibile, în fața oamenilor și pe care nimeni nu le putea dezlega. Îi luă încet cu misterul piramidei celei mari și a marelui Sfinx, arătând că astfel de cuburi de 14 tone, puse unul peste altul și șlefuite la milimetru, nu puteau fi opera unor ființe de pe această planetă că civilizația prebiblică a fost o realitate halucinantă, că uriașele edificii din Tiahuanaco, că lemurienii și atlantizii care au trăit în Pacific pe un vast continent și care s-a scufundat în ape înaintea timpurilor istorice, ne-au lăsat din acest leagăn al umanității semne și enigme fantastice care sunt dovedite pe bază de documente arheologice irefutabile. Ce știm noi cu știința noastră greoaie și brutală? Barbeau Armand a redescoperit în zilele noastre lor potablă, al lui Paracelse, aurul de băut, primul grad al elixirului de viață lungă. Are cartea acasă! unde acest alchimist al secolului 20 povestește el însuși istoria acestei descoperiri. Aqua Chiorenția, îndrăzni unul într-o târziu să-l ironizeze. Mă, Zarovici! exclamă el, de unde dracu ai nescocit tu toate chestiile astea? Pe cuvântul meu că mi-ai făcut capul cărindar. Râseră. Ăsta era Ion Varlam, debutant ardelean, cu capul pătrat, apreciat pentru spontaneitatea reacțiilor lui, a căror tâmpenie care se ironiza pe ea însăși era cea mai gustată. Țineau la el și fiindcă era băiat bun, când avea un ban, nu-l punea la ciorap. Îl înjurară însă să tacă din gură. A reflectat vreodată cineva... De ce primele cuvinte din Biblie încep prin a afirma existența cuvântului? Reluase Lazarovici, care nici nu auzise întreruperea. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. S-au gândit, îi interogase el. Forța cu care Dumnezeu crease lumea era cuvântul, nu era extraordinar? Putea cineva să afirme că e vorba de o simplă metaforă? De ce pur și simplu nu s-a spus la început a fost Dumnezeu și voința lui care a creat lumea? De unde au luat înțelepții care ne-au lăsat Biblia ideea despre cuvânt? Dacă nu, din lumea fantastică a civilizației prebiblice, care a pierit, dar în care cuvântul, prin puterea lui magică, putea smulge munții din loc. E oare de crezut că geniul lui Hristos a putut inventa el singur atât de minunate imagini pe care le-a folosit în scopul noii sale doctrine? în timp ce ele exprimau realități uluitoare ale unei alte lumi, ale cărei urme de neșters subzistă în Biblie, la Platon, în memorabilele lui exemplificări despre uriași și în atâtea monumente miraculoase anterioare potopului și care zăpăcesc pe savanți. Credeți că vă pot explica de ce de pildă, eu pun acum mâna pe Ion Varlam și iată, ploapele lui încep să se bată, se închid. Continuase la Zarovici, ținându-i mâna aceluia. Te somn, Ioane, dormi. Gata, ai adormit. Ea spune, nu e așa că te afli la polul nord? ți frig? Cum dracu de-ai plecat acolo fără palton și căciulă de blană. Crei și eu că sufli în pumni, văd că dârdâi, dar n-am ce să face. Și dacă n-ar fi fost în vinețeala pe care Ion Varlam începuse să o capete pe obraz și felul frenetic cu care își izbea și îmbrățișa coastele bățâind de frig, ar fi crezut că Lazarovici se înțelesese cu el dinainte să se lase hipnotizat. Cora Petrașincu era fascinată. Eu nu cred, spunea ea mereu. Nu cred deloc. Cred că v-ați înțeles. E imposibil. Încearcă și cu mine. I se auzea tot timpul în întâlnirile următoare glasul iritat când Lazarovici îi transporta astfel și pe alții în cele mai îndepărtate părți ale globului, de la Ecuator și America de Sud până în Asia Centrală și Capul Bunei Speranțe. Lazarovici însă refuză să-i facă pe plac, și nimeni nu înțelegea de ce. Știu eu de ce, răspundea el, sporind astfel și mai mult misterul comportării lui ioloase sau nu lui Sebi pe Cora. Nimeni nu știa precis, dar îi vedeau împreună, ieșeau la cafenea, la teatru. Fără nicio îndoială, Cora îl înșela în sfârșit pe surdul ei amant. Apariția în viața cuplului a acestui personaj neobișnuit se datora așa cum aflară lui Sebi însuși. Ceea ce pe cei care doriseră coarne groase pentru el, îi nedumerea acum când se întrebau de ce făcuse el acest lucru, ci că ar fi fost colegi în studenție. Ridicau iarăși în sus un braț, stupefiați, înjurând furioși de asta dată că în mintea unui semen de al lor un bărbat poate locui atâta imbecilitate obtuză fiindcă există și imbecilitate mai sprintănă și mai prudentă. La cenaclu se ducea Adrian Popescu, prietenul lui Nichi, care era la ziarul unde fusese angajat, redactor al paginii culturale. Era un descoperitor de talente, frecventa, deci, toate cenaclurile. O adusese cu el și pe Luchi, pe care, deși medicinistă, o interesa literatura, fără nicio aspirație secretă, de a o face. Pur și simplu, găsea că lumea literară și artistică e mai interesantă decât restul. Luchii la rândul ei, îl adusese în casa lui Sebi pe colegul ei Mihai Spurcaciu, care tăcea stoic de la începutul până la sfârșitul ședinței. Numai apariția lui Lazarovici îl făcusă să tresară. Că are puterea de a hipnotiza, asta o are și un prăpădit de la moși, dacă intri într-o baracă și dai doi lei, îi spusese el fetei. Dar că are o inteligență în ebuliție foarte interesantă, asta e cert și e cu totul altceva. Surd sau făcând perfect pe surdul, Sebi nu reacționă la exclamațiile cu care fu întâmpinat. Lazarovic însă plimbă asupra tuturor, așezându-se, privirea sa care te dădea puțin înapoi și pălăvrăgea la căpătă în mod abil alt sens. Sigur, pe noi ne-ați disprețuit. N-ați vrut să fiți aci când bate gongul, să ciocniți cu noi și să ne urăm reciproc realizarea tuturor dorințelor. Sebi explică. Părinții lui făcuseră și ei revelion acasă cu invitați și îl rugaseră să stea cu ei măcar un ceas. Și Lazarovici? Această întrebare nu se puse, dar se citea pe chipuri. Curând însă se șterse. Acela se uita la ei neclintit, cu o gravitate care nu era o morgă, ci expresia nealterată a ființei sale și parcă le spăla creierul cu acea privire a lui care dezgolea totul fără impudoare, dar cu o forță irezistibilă. Expresia sa era, în acest timp, elocventă. Nu înțeleg aluziile și exclamațiile, vreți să-mi explicați? Nu i explica nimeni mâncau cu mare poftă și multă vreme o tăcere care nu stingera pe nimeni se așternu asupra tuturor. Numai cele două femei intrau și ieșeau, schimbând farfurii și aducând feluri gătite. Pe Ștefan, frumusețea vecinei lui, îl lăsă rece, dar și pe ea prezența lângă umărul ei, a acestui tânăr cu chipul emaciat, parcă o irita. Nu-i arunca nicio privire și mânca alături din pricina asta cu scârbă parcă, fără pofta pe care ar fi avut-o dacă ar fi fost pusă lângă amantul ei. Simțind că apropierea lui nu-i făcea fetei nicio plăcere, Ștefan Gândi: E o idiotă. Ține la individul cu care a intrat în brațetă. Femeile sau bărbații care se iubesc prea mult unii pe alții sunt indecenți și idioți. Ce poți găsi la celălalt, încât restul muritorilor să-ți facă silă? Și Ștefan se hotărâ să-i adreseze acestei femei ceva jignitor, păstrând însă, dacă va putea, buna cuvință. Nu avut însă timp, Cora Petrașincu se ridică de la masă și rugă pe cineva, fără să roșească, să schimbe locul cu ea justificându-se că se simțea penibil să stea în capul mesei ca o babă, căci acolo fusese așezată. Mai am încă mult, zise ea cu un glas volubil, până să ajung să fiu așezată cu respect în capul mesei. Nu prea mult, zise Ștefan tare, simțind în același timp un junghi în inimă de emoția necuvinței rostite fără voie. Spre uimirea lui, izbucnirea râsete generale. Ți-a zis-o, Cora!" rosti Lucky care râdea cel mai tare. În acest timp, de mult radioul așezat în hol, începuse să transmită muzică de dans și deodată Lucky trase cu urechea surprinsă. Se ridică de la masă și spuse «Bem cafelele în hol? Cine mă ajută să dăm covorul la o parte?» Tanti, eu te ajut!" zise Ștefan, ridicându-se. Izbocniră din nou în râsete. Hotărât băiatul ăsta a avea haz. Și în timp ce răsuceau împreună covorul, el îi șopti cu timiditate. Nu știu să dansez decât tango, dar tare aș dori să dansez cu dumneavoastră, dacă o să mă inviz la timp și nu o să-ți o ia altul înainte," zise Lucky fără însă să te faci ridicol stând la pândă? De ce nu? Credea că nu va avea loc de atâția dansatori, când văzu că ziaristul Adrian Popescu nu dansa deloc. Cora Petrașincu nu dansa nici ea, fiindcă nu dansau nici cei doi bărbați cu care venise. Asta era ceva nemai văzut. Dansau în schimb Nichi, sora lui, domnul colonel, și alți invitați pe care Ștefan nu-i cunoștea și care își arătau abia astfel personalitatea lor care până atunci rămăsese ștearsă. Femeile se făceau frumoase și pline de viață, partenerii lor căpătau contururi viguroase și pline de farmec, dansând legături invizibile care țineau nu numai gândul, dar și trupul înlănțuite ce dau. În niciun fel, decât aparținându-ți legal sau printr-o legătură, nu puteai strânge în brațe și privi atât de aproape pe fata aceea frumoasă sau pe doamna aceea cu ochii încărcați de misterul feminității ei grele. Iată, acum se putea! Apucând-o fără nicio jenă de mijloc, te lipei deodată de ea și prins brusc de obeție, începei să putești astfel cu trupul ei în brațe, sub protecția muzicii care se revărsa în aer ca o apă a paradisului. Ah, domnișoară!" îi șopti Ștefan la ureche fetei, care îi acordă imediat chiar primul tango, Nici nu știi cât de fericiți sunt că te-ai gândit la mine și că m a -ai invitat aici!" Sigur!" zise Lucky. S-a văzut după felul cum ai intrat!" Eram sub impresia unei lecturi neobișnuite, ceva teribil și inscripțiile de pe pereți mi s-au părut copilărești. Și pe urmă n-a fost ideea mea să te invit, ci a lui Nichi, zise fata, dar glasul ei nu era rece și Ștefan răspunse. Bineînțeles, nici nu m-am gândit, dar invitația propriu zisă mi-ați făcut-o totuși dumneavoastră. Ce glas aveați! Dacă ați ști cum am tresărit auzindu-mă chemat. Bună dimineața, Ștefane! Glasul venea parcă dintr-un tărâm minunat. Îmi dați voie să păstrez în suflet timbrul acelei voci. Ce șmecher ești! Ce ai fi vrut să zic așa? Și fata încercă să-și îngroașe glasul, ca al unui bărbat, sporindu-i în clipa aceea pentru Ștefan și mai mult farmecul. Bună dimineața, Ștefane! El izbucni în râs. Și pe urmă, mă simt uluită de poți fi de mincinos. De ce? În acest timp, el îi simțea trupul ei subțirel, numai cu puțin mai mic decât al lui, dansând neîncetat și ritmic, lipit de al său. Stai mai întâi să spun ceva, zise ea. Ești un băiat voinic? Nu înțeleg. Poți să te bați cu cineva? Mm, nu prea grozav, dar fac față. Faci față? Da, chiar exagerat, dacă mă gândesc bine. Adică semăn cu un englez. Trebuie să mi se dea două palme ca să reacționez și atunci furia Mă face mai puternic decât celălalt, fiindcă, zise ea în șoaptă, am impresia că ai un corp prea ușor. Nu mi-ar fi plăcut dacă mi-ai fi spus că nu ești și voinic. Dacă vrei, zise el, mă duc și îi dau două palme, ăluia care a venit ultimul, și nu-și lasă prietena să danseze. Cine, Sebi? Sebi îl cheamă și Ștefan se opri la timp ca să nu l înjure de mamă. Ea înțelese ceva din tonul lui și veselia îi spori pe chip. Înainte să te întreb de ce mai ai făcut mincinos, vreau să-ți întorc complimentul pe care nu o să-l uit niciodată. Nu e de mirare că sunt prea ușor. Asta coincide și cu sufletul meu, a cărui lipsă de greutate, deși mă face să mă simt fericit, Câteodată mă pune pe gânduri și mă face invidios. Invidios pe cine? Eu știu, pe cei care sunt cineva. Îmi permiteți, deci, să vă întorc complimentul? Simt că dansez cu o minunată trestie care se înconvoie mlădioasă în suflarea vântului. Pe ea o cuprins o poftă de râs atât de mare încât să opri din dans, ținându-l însă de mână mai departe și își dădu capul pe spate, ho hohotind îndelung. Am impresia, zise ea apoi, că e o farsă pretenția ta că te-ai fi născut la țară. Dar unde? Eu știu, prin un cartier de șmecher de pe aici. Aveți dreptate, prin vinele mele curge sânge parizian. A, da, zise ea, „Aluparizianu, Tata e din Paris? A fost făcut acolo. Muzica încetă deodată, se opriră și el îi sărută mâna. Se înclină înaintea ei și vrut să se retragă, auzind cum radioul relua transmisiunea cu muzică de valsuri. Ea îi spuse, Te învăț eu în cinci minute, Imposibil, zise el. În vals trebuie să conducă bărbatul. Și cum ai să mă înveți? Te învăț! Nu aud muzica, zise el. N-aud ritmul. Ascultă-l, îți cânt eu, răspunse ea. Și îi traduse prin graiul ei, care era surprinzător de timbrat, ritmul valsului. Formidabil, zise el, începând odată să danseze. Dar nu mai putură vorbi. În curând, el obosi. Neștiința îl făcuse să se miște cu un cordare. Broboane de sudoare îi apărure pe frunte. El îi șopti. Ne oprim, dar te rog, nu dansa cu altcineva. Poți să te rog? Bine, zise ea. Hai să ne așezăm. Și acum, zise el apoi, Poți să te întreb de ce mi-ai spus că sunt mincinos? Nu sunt. Sunt curios să știu cum cineva ne poate judeca greșit. Ea surâse enigmatic și privirea îi alunecă spre cei doi prieteni ai ei, care împreună cu Dan Lazarovici și Cora Petrașincu făcuseră un grup. Prins în conversație părea Adrian. Arăta concentrat, ca și când ceva grav s-ar fi petrecut între el și Lazarovici. Așa arăta el totdeauna văzut de la distanță când discuta cu cineva. Doctorul Spurcaciu, cu sprâncenele lui groase și negre, părea absent și ai fi zis că avea gura pecetluită de o taină care îl obseda mereu. Stătea însă liniștit cu taina lui, care era în realitate el însuși cum ar fi putut deci să o descifreze ce ar mai fi rămas din el dacă această taină ar fi fost scoasă la lumina zilei uite că începe un tango zise Lucky și Ștefan se ridică și începură din nou să danseze Poți să să-ți garantez zise Lucky că nu te-am judecat greșit ești fericit îl întreba ea deodată da. Ai obiceiul să spui vorbe în vânt? Nu. Ai stări de spirit trecătoare și contradictorii? Nu. Te-ai exprimat așa. N-am nevoie de o femeie când mă simt fericit. Când? Ei, când? Deodată el își aminti și rămase mut de uimire. Asta se petrecuse la tunelul norvegian, când luminița, prietena lui Niki, îi adusese la masă pe fata aceea pe care el o respinsese. Vezi cât ești de mincinos, zise Luchi sarcastic, observând că el își amintise propriile cuvinte. Presupun că a doua zi, după ce ai fost la tunelul norvegian, nu ți-a dispărut fericirea peste noapte. Și atunci, cum poți să-mi spui mie că vrei să-mi păstrezi în suflet timbrul vocii mele pe care ai auzit-o a doua zi dimineață la redacție când ți-am telefonat? Fericit cum erai, cred că m-ai uitat imediat. V-am uitat, șopti el. Dar vocea mi s-a antipărit în suflet, arăta foarte turburat. Nici fata nu mai râdea, dar expresia chipului ei, luminată de marea ei bucurie interioară, nu se schimbase. Cu aceste dezvăluiri, însă, tăcerea se așternu între ei. Nu mai spui nimic, zise ea într-un târziu, sau acum ești nefericit. Dar Ștefan nu era atent. Ca și cum ar fi înaintat prea mult pe un teren primejdios, tăcea. Nichi o fi spus sau ea l-o fi tras de limbă? Se întreba el și în clipa aceea l-o hotărârea să trăiască astfel, nu numai față de alții, ci mai ales față de el însuși și să reziste tuturor ispitelor care l-ar face să semene cu toți oamenii. Cât timp gândul lui fusese la Ioana, își mai spuse el, cum ar fi putut să-și petreacă acea noapte frumoasă cu o străină. Ioana nu l-a dus în grădina ei, fără să știe că băiatul cu care ea vroia să se mărite s-ar putea să afle. Dar ea îl iubea pe el și n-a putut să-l lase să plece fără să fie măcar un ceas fericită cu el, cu toate că exista primejdia să-l piardă și pe celălalt dacă nu l-o fi și pierdut. Bine, cavalere, văd că ți-am trezit amintiri melancolice cu indiscreția mea. Te rog sincer să mă scuzi. El trebuie să sări. Nu, exclamă turburat și se bâlbui. Nu, cum, de ce? Și să te previn de ceva, zise ea. Acum o să mâncăm plăcinte, în care eu cu Cora am băgat răvașe insultătoare. Să nu te superi dacă îți pică vreunul foarte dezagreabil." Ce drăguță e!" gândi Ștefan, în timp ce muzica oprindu-se se desprinseră și se așeză într-un fotoliu, singur și îngândurat, în timp ce Lucky dispărea la bucătărie." Răvașele nu erau însă atât de insultătoare, încât să nu stârnească răgnete și râsete din toate părțile. Lucky umbla ea însă cu tava cu plăcinte și se oprea în dreptul fiecăruia să-și aleagă. Era ruptă plăcinta, scos biletul și după ce era mâncată, fiecare era obligat să citească el însuși ceea ce îi se spunea. Prezența ta ne este foarte grea, se nimeri să-i cadă domnului colonel acest text. Bătrânul se roșii și Luchi se repezi la el și îl sărută. Papa, nu te supăra! Pregătește-te să râzi și tu de alții! Nimeni nu va fi scutit! Taciturnul Spurcaciu citi. Pentru doi lei ești în stare să scalci părinții în picioare. Se strâmbă plictisit în timp ce toată lumea râdea. Nu era adevărat, bineînțeles. Tânărul chirurg ținea la părinți și nu era un zgârcit. Sub aerul tău trist se ascunde un carierist. Citiște fan răvașul său și se strădui și el să rădă cu ceilalți de această tâmpenie, care într-adevăr îl găsise, dacă nu chiar trist, cel puțin îngândurat. Ai părul foarte mare, mai ales pe picioare citi Adrian Popescu acest text, care era desigur destinat unei femei. O, scăpase ieftin. Nu se poate, protestă Luchi, trebuie să mai mănânci o plăcintă. Și îi aduse tava. Ziaristul se execută și citi. Cum să nu te simți stingher dacă nu ai caracter? Nu râse nimeni și Adrian roșii brusc și se omorâ. Avea aerul că Luchi i-a pregătit anume vașul, deși el nu se simțea deloc stingher, iar în ceea ce privește caracterul, nimeni nu-i reproșase vreodată că n-ar avea. Dacă ai mânca mai puțin urât, nu te-am antipatiza atât. Citi unul din invitați, care tocmai mânca, și încetă brusc să mai mănânce, stârnind o explozie de râs generală. În acest timp, Niki trasese covorul la loc. Parchetul gol dădea o impresie prea mare de nemobilat. Ce jucăm acum? întrebă Luchi. Ioachime sau întrebări și răspunsuri? Întâi, Ioachime, striga Adrian. Ba nu, ca să ne dezmorțim întrebări și răspunsuri. zise doctorul spurcaciu spre uimirea lui Ștefan, care deodată a avea chef să se distreze. Cine pune întrebările? zise Luchi. Eu, zise Sebi, plecându-și abia perceptibil capul înspre urechea cu care nu auzea. Ba nu, striga amanta lui. Eu pun întrebările. Bine, toată lumea acceptă. Stați! Știe toată lumea jocul, zise Luchi. Ștefane, hai să înțelegi repede. Întrebările sunt spontane și răspunsurile trebuie să fie la fel. Nimeni n-are voie să se gândească. dă drumul Cora. Ce este singurătatea poetului? Întrebă ea cu o voce a cărei sinceritate neafectată deodată îi plăcu lui Ștefan. Un număr de circ neanunțat în program, strigă în clipa următoare doctorul Spurcaciu. Ia uite, își bătea joc de poeți. Un număr de circ. Hm. Ce este o lacrimă? reluă imediat fata. Un cântar în așteptarea greutăților, răspunse Adrian după o ezitare generală. Adică lacrimile n-au semnificație dacă nu sunt cântărite? Sau ele sunt doar fondul durerii și abia înțelesul lor le dă greutate? Ce este beția? relofata. fata. Tăcere. Tocmai la un lucru atât de obișnuit se poticniseră. O filă albă între altele colorate, răspunse Sebi într-un târziu. Prea simbolic, strigă cineva, slab! Ba nu, e foarte bun! Beția e o uitare, ca o filă albă. Excelent! Ce este uitarea? zise atunci poeta, auzind cuvântul uitare un măr copt în care s-a înfipt o suliță, zise Lazarovici și urmară exclamații. Formidabil să-ți vină atât de repede un răspuns atât de sugestiv. Ce este întoarcerea? relu poeta cu sinceritatea ei pătimașă. Aproape nimic, zise Niki, dar ar putea să fie un fulg de zăpadă. Bravo, frumos, Întoarcerea e o iarnă care vine. Bravo, Nichi! Ce este ultima seară înainte de plecare? Ștefan să Ar fi vrut să răspundă el la această întrebare, dar nu-i venea în minte nimic. Înțelesese. Trebuia totdeauna o metaforă cât mai criptică, dar în același timp cât mai adevărată și expresivă. Ce este un an nou? Reluă poeta nemai așteptând răspunsul. O poveste de dragoste care se sfârșește. Slab, deși anul comparat cu o femeie iubită nu era prea rău. Ce este o tristețe? Un drum care se împotmolește înainte de a ajunge la liman, răspunse doctorul Spurcaciu, stârnind strigăte de admirație. Cum îi venise? Doctore, dumneata ești suspect, după ce căsăpești oamenii acolo la spital, ori citești poezie ermetică, ori o faci. Ce este un revelion? Ștefan, care tocmai lăsase jos paharul pe care îl golise tot, se pomeni răspunzând. Un pahar de vin în care s-a turnat o travă. Hm, de ce o travă? Așa, oricum, era foarte spontan. Ce este femeia iubită? Întrebă deodată, cu alt glas, Cora Petrașincu. Acum era acum. E, ce era femeia iubită? Clipele se scurgeau și întrebarea risca să rămână fără răspuns. E ultima întrebare, anunță poeta. Vă puteți gândi și la mai multe răspunsuri. Desigur, nu puteai răspunde, spunând ceva total adevărat. N-ar fi avut niciun haz, trebuia totdeauna însoțit răspunsul de o signală de limbaj care nu spunea nimic. O batistă care mai flutură încă, spuse cineva. Trezirea melancolică după o noapte fără constelații, zise un altul. Un vânt care începe să bată, se auzi un glas și așa mai departe. Toți se declarară mulțumiți. Acest joc încetă și începu imediat celălalt. Luchi împărțea deja fiecăruia cât o foaie de hârtie și creion. Noul joc consta, îi explica ea lui Ștefan, în a lăsa imaginația liberă pe un subiect dat. Subiectul însă îi era străin, spuse el când auzi despre ce era vorba. Două nume de femei care fură numite cele două orfeline. Nu-i nimic, zise Luchi, scrii ce vrei, va fi cu atât mai amuzant. Odată scris, trebuia să dai hârtia mai departe și să continui ce a scris celălalt. La această oră, domnul colonel și mama copiilor, precum și invitații lor mai în vârstă, se retrăseseră. Se pusă toți pe scris, conștiincioși ca niște școlari. Ștefan ar fi vrut să nu ia parte, nu înțelegea ce trebuie să facă, dar nici a doua oară nu voia să ceară să îi se explice. Cine erau cele două orfeline? Era stupid. Ei le cunoșteau, dar el habar n-avea. Nu scrise nimic și se pomeni curând cu o foaie care îi fu trecută. Citi. Populația bucureșteană se obișnuise de mult cu apariția pe bulevard a două femei maestuoase și păguboase, pe care le chema pe una domnișoara Carapancea și pe cealaltă Cămărășescu. Nu va uita nimeni vreodată farmecul straniu și stuficol al acestor orfeline. Viața nu avusese grijă de ele. La vârsta fragedă de, și urma o istorie în acela stil urmuzian, care se oprea brusc și Ștefan trebuia să-l continue. Nu-i venea însă nimic în minte și dădu foaia mai departe, fără să fi scris nimic. La următoarea însă, își aminti de un cântec pe care îl cântase anul trecut la revelionul pe care îl făcuse cu alți tineri din sat, elevi ca și el, invitați tot de către unul din cei care era prieten cu ceilalți. Domnișoara Carapancea, văzând ce se întâmplă și nemai putând să rabde, scrise el, se apucă cu mâinile de cap și începu să zbiere cântând. Vai, 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 ce durere, uite vaporul cum piere și marinarii ce moare și cere ajutoare. Era vorba de vasul Titanic. Iată cum trecerea timpului făcea dintr-o tragedie o comedie în gura celor tineri. După ce totul se termină, Sebi adună hârtiile și începu să le citească. Portretul celor două orfeline era grotesc. Se spunea despre ele că își ungeau părul insistent cu o pomadă făcută din său de oaie și sfeclă și că aveau interese comune pe care le purtau într-o sacoșă murdară numită Profesorul Golopenția. Trebuie să aflu și eu ce e cu golopenția asta, gândi Ștefan. Aveau mersul cu form, erau strâns unite în afară de momentele când se certau pentru o bucată de iască pe care o prăjeau împreună într-o tigaie în mansarda lor de pe strada Puțul cu apă rece. Urma o scenă în care apăreau personagii și aluzii pe care Ștefan nu le înțelegea dar care le stârneau lor hohote de râs. Profită de un moment în care nimeni nu lua în seamă, ieși în antreu, își îmbrăcă paltonul, își îndesă căciula pe cap și se pomeni afară. Nu voia să plece, ci să rămână singur. Nu ieșise încă din lunga curte, că auzi pași iuți în urma lui. Ștefane, zise Luchi, fiindcă ea era. Avea o patimă în glas, dar și un soi de avertisment. Nu se pleacă așa, îi șopti. Niciodată nu vei mai fi invitat nicăieri dacă pleci astfel. Mă întorc, zise el. N-am vrut să plec. Cum ai crezut? Întoarce-te chiar acum și pe urmă, după ce pleacă toată lumea, te invit eu la o plimbare prin cartierul nostru. El presării. Mă inviți tu? Da, eu te invit. Bine, zece minute mă plimb și mă întorc. Lectura acelei cărți îl preocupa din nou și veselia celor pe care îi lăsase în casă punea parcă un zid între el și ei. Ce ciudat, gândi ieșind în stradă și trăgând cu nesaț în piept aerul rece al nopții. Legionarii nu există. Nimeni n-a fost omorât, războiul se rezumă la niște bombardamente pe undeva departe, și totul e cum nu se poate mai bine într-o lume în care puteam să ne distrăm senini, legând cuvinte încrucișate. Pe urmă, însă, a avut îndoieli. Și dacă ei au dreptate, adevărurile acestei lumi nu le posedă unul singur, acest dușman lui Hitler, a fost înainte șeful guvernului din Danzig și intim al acestuia. Cine știe ce s-o fi petrecut între ei și acum strigă în fața omenirii? Fiara țâșnește din adâncuri. Trebuie să ne coalizăm într-un singur efort și să închidem prăpastia. Dar domnule Rauschning, cartea dumitale a apărut abia acum. Nu crezi că e prea târziu? abisul e căscat și fiara e pe pământ și se pregătește, după ce a sugrumat pe atâția, să sară iar în gâtul altora. De ce n-ai fugit de îndată ce ai văzut-o și să ne fi alarmat mai devreme? În orice caz, își mai spuse Ștefan deodată, pierdut în fața propriilor sale revelații. O să-i dau și lui Nichi să o citească și să văd el ce crede și se întoarse. Când intră în hol, rămase țintuit -ți locului. Într-un fotoliu stătea Cora Petrașincu și pe un scaun în fața ei, Lazarovici care vorbea cu ea. Ceilalți ascultau în tăcere, împrăștiați pe scaune, întorși cu fața spre cei doi. Ochii lui Dan Lazarovici stăteau fix și fără să clipească, îndreptați asupra fetei. Lui Ștefani se păru că erau parcă gata să-i sară din orbite. Se așeză încet, curios, cât mai aproape. Ce se întâmplase? Ștefan, care nu știa nimic, îl întrebă în șoaptă pe Adrian Popescu. Ce era? De ce leșinase fata? I se făcuse rău? Cora, zise Lazarovici. Dacă nu faci un efort să mă auzi, te trezesc, fă un efort. Suntem împreună, stăm de vorbă și avem puterea să vedem și să auzim lucruri pe care în stare de trezie nu le auzim și nu le vedem niciodată. Tu ai vrut, de atâta vreme mi-ai spus că nu crezi și că să încerc și cu tine. Poftim, ți-am făcut pe plac, dă un semn că mă auzi. Fata cu ochii închiși, gemu. Era ca un semnal de suferință. Să știi că nu mi-e nimic mai ușor decât să pun mâna pe brațul tău și să te trezesc. Dar ar fi mai interesant să călătorim puțin împreună, am vedea și am auzit lucruri fascinante pe care muritorii de rând nu le pot auzi și vedea. Vrei? Da? Dă un semn fata gemu din nou. Nimic nu arăta că totul nu era decât o comedie. Ștefan înțelese. Acest domn era un hipnotizator. O vie curiozitate puse stăpânirea pe el. Nu văzuse niciodată un astfel de fenomen. Cora relua acela. Acum trebuie să vorbești. Nu să ne înțelegem împreună dacă vorbesc numai eu, singur. Broboane mari de sudoare apăruseră pe tâmplele hipnotizatorului. Ochiul crescut nu clipea. Da, te aud, șopti deodată fata. Da, dar de ce așa de greu? Se poate. Unde ai fost? Aici am fost. Nu, n-ai fost aici. Ai fost departe, în India, cu o mie de ani înainte de Hristos să ne întoarcem acolo. Da, zise fata, ce frumos e, văd elefanți mulți, este o armată, exclamă ea nedumerită. Ei, spunem ce vezi? Este un război. Da, bine, război e și la noi. Unde ți merge gândul? Să nu vorbești de războiul de la noi. E un război acolo? Da, niște oameni forfotesc în jurul unui fel de cal troian, dar nu e un cal, e un proiectil. Soarele strălucește pe cer. Armatele coboară un deal, precedate de elefanți, care duc în spinare războinici cu turbane în jurul capului. În pădurea vecină mișună alții. Proiectilul fata gemu din nou. Lazarovici îi luă mâna. Nu te neliniști, spune ce vezi. S-a lăsat întunericul, strigă fata. Proiectilul e în cer, a fost lansat, urcă în flăcări. Bate vântul, suflă, îndoaie copacii. Norii s-au înroșit, plouă cu sânge, soarele se învârtește pe cer, apa fierbe, peștii din ea sunt fierți. Perfect, zise hipnotizatorul. Putem să-i mâncăm gata fierți, rasol. Elefanții cad din cer, continuă însă fata. Alții aleargă de colo-colo, chihăind de groază în pădurea prinsă de flăcări. Cai și căruțe zac în toate părțile calcinați, mii de căruțe zboară prin aer și cad pe jos din toate părțile. E întuneric mare și bat vânturi înghețate. La orizont se face lumină. Corpul fetei suferea în ființa lui. Mișcările îi erau însă stăpânite. Nu părăsea fotoliul, nu da din picioare sau din brațe. Stătea liniștită, din gât doar îi ieșeau implorări inconștiente adresate omului care o ghida în acele adâncuri insondabile și o făcea să vadă acel spectacol terifiant. Cora, zise Dan Lazarovici, ce înseamnă asta? Spune exact ce s-a întâmplat, unde ești și ce vezi? Sunt în India, cu o mie de ani înainte de Hristos. Mai trăiește cineva din ce vezi? Da, zise fata. Zeii s-au adunat deasupra armatelor și sunt apucați de groază, văzând cum se prăbușesc puterile Universului. Ei, pe dracu', zise hipnotizatorul, noi trăim! Dacă se prăbușeau acum 3.000 mii de ani, nu mai vedeam noi acum lumina soarelui. Ia mai bine să te fac eu pe tine, să vii mai aproape de noi. Am să te trezesc și să uită la ceas. Ai să uiți totul și exact peste 10 minute să-i cârpești lui Sebi două palme atât de țepene încât să-i muți fălcile și să-i sară o măsea din gură pe care să o scuipe în fața noastră. Și apropiindu-și mâna de frumosul ei chip adormit, descrise în aer un cerc și își pocni brusc degetele de podul palmei. Ea clipi cu o mică nedumerire. Se vedea că nu-și amintește nimic din clipa când fusese adormită și veselă se uită la cei din jur și începu firesc să trăiască clipa reală. De ce nu-mi dați și mie un pahar cu vin? Protestă ea și în animația generală care urmă, nimeni nu-i acordă o atenție deosebită, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Nimeni nu-i puse vin în pahar, dintr-o scăpare care se întâmplă adesea în mod ciudat. Fiecare vrea să spună ceva copleșitor și mințile se rătăcesc foarte interesant. În subconștientul nostru păstrăm viziuni apocaliptice ale unor războaie de mult apuse. Le-am primit supraviețuind prin milenii. Și războiul de acum va lăsa astfel de urme înspăimântătoare. De pildă, ce trăiesc în aceste clipe englezii? Da, teribil. Franța și Anglia plătesc pentru lipsa lor de vitalitate. Franța a și plătit. Anglia a rămas singură. Dar cu ei vine să creadă că civilizațiile occidentale vor pieri. Dar ce se va întâmpla? Cine poate să știe? O să vedem. Hitler e în mâna destinului, dar în ce scop nimeni nu poate să descifreze. America! America! s-a și anunțat că nemții au construit un avion care poate zbura peste Atlantic și arunca asupra New Yorkului bombe care să-i facă să sară în aer zgârie norii. Ăștia nici n-au armată cu democrația lor stupidă, ori să dea de dracu dacă se amestecă. Bine, Sebi, dar de ce nu-mi pui și mie vin în pahare? Zise Cora Petrașincu în mijlocul animației generale și Sebi nu auzi. Dar ea se ridică și o luă spre el ferindu-se de fotoli și picioare ca o pisică uriașă atrasă de pradă și îi cărpi amantul ei două palme îndesate, care aproape că îl aruncară pe acesta jos de pe scaunul pe care ședea. Și atunci, toții își amintiră că Dan Lazarovici îi dăduse acest ordin, pe care însă nimeni nu crezuse că ea trează fiind și în toate mințile, îl va executa. Sebiul uluit se redresă în scaun și spuse, Ce este, cei cu tine, ești nebună? Dar vorbind, își duse mâna la gură și stupefiat și o privi plină de sânge. Nu scuipă însă nicio măsea, cum spusese hipnotizatorul. Indicația asta fusese pe semne un abuz. Mai bizar era că fata arăta perfect liniștită, nu dădea nicio explicație și nu cerea niciun fel de scuze. Cum adică? exclamă ea fără indignare. Eu spun că n-am vin în pahar și el se face că n-aude. El nu auzise, se pare, nici ordinul pe care ea îl primise, altfel s-ar fi grăbit să-i toarne vin în pahar. Deși orice ar fi făcut, le șopti Lazarovișelor din jur, Sebi tot n-ar fi scăpat fără să o încaseze. Și cu acest final, și mai grotesc decât jocurile lor grotești, a căror mărturie stăteau risipite prin casă hârtie aruncate pe jos și prin fotolii, toată lumea se ridică și începură toți să-și ia la revedere. Revelionul fusese foarte reușit îți mulțumim, Luchi. dă lui Sebi o compresă, i s-a umflat obrajii. Pe curând, Nichi, încă o dată succes în noul an, poate ne chem la nuntă. Pa, Adrian, pa, doctore, vorbim la telefon. Sebi, nu fi supărat. Ai înțeles ce s-a întâmplat. A făcut o subostare de... Nu-i spune nimic Corei. Ea tot nu crede. Nu știe absolut nimic din ce i s-a întâmplat și dacă insiști, ar putea să se simtă jignită. Odată cu toată lumea, plecă și Ștefan, deși nu uitase că fusese invitat la plimbare. Nu căuta să aibă cu lui niciun semn de înțelegere și nici nu crezu în sinea lui că această fată își va ține promisiunea și va ieși să se plimbe cu el. De ce ar face acest lucru? Puțin îi lipsi să nu-și continue drumul până ce ieși în stradă și o luă împreună cu ceilalți spre piața filantropiei, unde, spuse cineva, puteau găsi taxiuri. Se întoarse. Dar apoi, văzând o siluetă în mantou, cu guler de blană ridicat și cu capul gol, înaintând fără grabă, dar cu o sprinteneală viețuitoare tânără, în mersul ei nestingherit, de zăpada rău curățată a curții, inima a început să-i bată cu violență. Iată, spuse. Nici acel Adrian, nici acel doctor Spurcaciu nu erau prietenii ei. Luchi era o fată care nu iubea pe nimeni și acum îi ieșea lui înainte să se plimbe cu el. Ai venit, îi șopti cu glasul sugrumat. Multe minute după aceea, vorbind, glasul îi se înneca și suflarea îi se tăia ca și când ar fi urcat un deal. Această emoție, ca un șoc neprevăzut și inexplicabil, nu avusese până atunci niciodată. Ființa de lângă el, prin voința ei de a fi hotărât să iasă din casă și să meargă aproape de brațul lui, i se păru coborând dintr-o poveste, cu chipul ei care nu înceta să fie ca un bulgăre de lumină chiar și afară, în întunericul încă gros al nopții, și cu bucuria ei care îi înflorea într-un surâs perpetu, nu se stingea nici când trebuia să vorbească. Mergeau încet spre șosea, unul lângă altul, fără să se țină de braț, dar foarte aproape. El se uita drept înainte și o asculta cu atenție, fără să înțeleagă nimic din spusele ei, nici din propriile cuvinte. Dacă era adevărat că domnișoara numită Cora Petrașincu, domnul numit Lazarovici, acel Sebi, nu, nicio vorbă. Sunt foarte buni prieteni. Lumea e rea. Cora e o fată minunată. Am râs de m-am prăpădit când am văzut că nu ți-a plăcut deloc. Și nici tu ei. A fost un episod imprevizibil. Două ființe care nu s-au mai văzut până atunci, și care n-au nimic să-și reproșeze, să simtă o astfel de dușmănie fățișă unul față de celălalt. Foarte ciudat! Foarte ciudat, Ștefane, de când te cunosc, faci numai lucruri care mie îmi plac foarte tare, deși nu mă cunoști, ca să am bănuiala că ești un cuceritor care lucrează abil. Deși cuceritor ești, destul de șmecher, dar îți spun, cu efect numai asupra mea. Ce lucruri care-ți plac am făcut eu? zise Ștefan liniștit. Tot ce ai făcut, răspunse ea. De unde știi? mai zise el, în timp ce își dădea seama de unde și în timp ce ea răspundea. E atât de ușor să afli ce face un om. Ieși să șosea, și Ștefan văzut troienele albe de zăpadă și arborii negri despuiați de frunze. Toată ființa lui o pândea pe a ei, totul în jur era inexistent. Se opri și-i luă capul în mâini și îi lipi obrazul de el. Clipe nesfârșite rămasă astfel și el o luă apoi în brațe și început să o sărute cu patimă, pe ochi și pe gură, te iubesc, Luchi, Îi șopti el prins de o beție care-i trecut și prin fața ochilor ca o fantasmă. Se clătină. Și eu te iubesc, Stefane. Îi răspunse ea îndată, însă cu un glas mai liniștit. Mi-a plăcut cât de frumos ai vorbit de fetele de la țară. Am ascultat toată povestirea ta în zara aceea când nichi te-a invitat la noi. Cu toate că tu nu mai băgat în seamă deloc. M-am retras în camera mea și am lăsat ușa deschisă. Am auzit totul. Și spunând aceste cuvinte și fără ca el să-și dea seama, ea făcut un pas ferm înapoi, îl apucă de braț, se lipi de el și făcură cale întoarsă. Dar nu cred, Ștefane, că tot ceea ce am auzit și tot ce spun eu că mi-a plăcut, ar fi fost de ajuns ca să-ți deschid ușa așa cum ți-am deschis-o. Și din nou glasul ei sună ca un avertisment. Dacă el va crede acest lucru, nu va fi bine. Totul se va sfârși înainte de a începe, dacă te iei după cuvintele mele. Rosti ea cu patimă. Da, conveni el înfiorat ca de o taină și parcă-i făcu un jurământ nu o să mă iau după mărturisirile tale, Luchi, pe care s-ar putea să le regreți, sau poate chiar le regreți în clipa de față. Numai ceea ce simt eu e ceva adevărat și numai după asta o să mă iau. Nu o să te gândești la mine? exclamă ea. Nu, zise el, parcă cu o decizie dureroasă. Și se uită drept, de asta dată sigur pe el, copleșit, dar liniștit. Nu era ăsta singurul lucru care îi putea ghida simțirea și cu tremurarea inimii lui când îi vedea chipul? Ea putea să spună orice. El va rămâne statornic și o va păstra în inimă nu cu secretele sfâșiate, ci întregi. Se opriră, dar numai o secundă. Luchii deschise poarta, și o luă înainte fără să-l invite, dar fără să-și ia la revedere. Silueta ei care se îndepărta astfel prin curtea lungă, fără să se uite înapoi, îi aminti lui Ștefan de Ioana, care tot așa îl dusese undeva, luând o singură și tăcută înainte. Și în clipa aceea înțelese că îi se întâmplă în viață ceva decisiv și la fel de buimăcitor ca și minutele care îi hotărâseseră destinul la biroul mare lui ziarist. De ce se întâmpla așa? Nici nu voia să afle. Era un fapt. Mersul ei liniștit, neșovăielnic, dar fără grabă, arăta intenția ei de a fi cu el fericită, ca și Ioana. Acum, în aceste clipe înainte de a se trezi mâine ca dintr-un vis, cu regretul acela adânc că n-a putut trăi până la capăt, cum se întâmplă totdeauna în vis, ceea ce ar fi fost un miracol dacă s-ar fi putut împlini. Se va împlini. Se luă după ea, fără să se grăbească să o ajungă și aștepta să vadă dacă va deschide și va închide ușa în urma ei. Bineînțeles că nu închise, decât după ce el intră. Nu era ușa care da în hol, ci direct printr-o scară laterală, în camera ei. Ștefan nu lăsă să-și vină în fire, ca și când ar fi știut mai dinainte, ghidat de instinct, că totul s-ar spulbera dacă ea ar fi lăsată să reia cunoștința cu viața ei anterioară. Patul în care dormise până atunci singură și se simțise, cine știe, bine și s-ar putea, la apropierea unui intrus, să-l alunge pe el afară. Cărțile ei din bibliotecă și din raftul mic al studioului, dulapul ei unde stinea rochiile, lampa ei de pat pe care o stingea cu un gând plăcut înainte de a închide ochii furată de somn. O îmbrățișă și îi șopti cu respirația fierbinte că trebuiau să se iubească fără să mai scoată niciun cuvânt și fără să mai piardă nicio clipă. Ea își dădu capul înapoi și îl privi de departe, uluită, dar și fascinată, în timp ce în priviri îi licărea o curiozitate intensă. Nu protestă nici măcar de formă când, el uitând că nu e Ioana în grădină, îi ridică după ce o culcă pe pat rochia care îi dezveli picioarele și dădu de obstacole pe care Ioana nu le avea și în fața cărora el rămase câteva clipe dezarmat. Îmbrăcămintea intimă în care Luchi semăna iar cu fetița inocentă de 14 sau 16 ani. Se ridică în capul oaselor și ia chicotin veselită și îi șopti la ureche că trebuie să se dezbrace amândoi. Ceea ce și făcură sub lumina galbenă potolită a Veiozei. Ea se uita apoi la el gol și curiozitatea din privirea ei crescu. Îi șopti iarăși, dar nu la ureche. Arăți bestial! Și luminosul ei chip, în loc să arate spaimă, rămase liniștit privindul. Surâsul îi sporii, frumoșii ei dinți albi sticleau în clar obscurul încăperii. Corpul ei avea linii armonioase, dar abia uitându-se la ea, Ștefan a avut vac sentimentul că gândul lui la Ioana trebuia să înceteze. Fetei ăsteia îi era frică. Ce era cu ea? Tremura, deși chipul ei rămânea mereu parcă în extaz. O luă în brațe și începu să o mângâie, cu toate că el însuși simțea în adâncul ființei sale un tremur adânc. Nu mă lua în seamă, îi șopti fata, fără ca surâsul ei minunat să o părăsească. Tremur ca o proastă. Mi-e frică. Și tremurul ei spori și mai tare, când văzu pe chipul lui ceva străin și imperios. Ca să se apere parcă, îl luă în brațe, îl luă de gât și în clipa următoare dinții îi se înfipseră în numărul lui, înăbușindu-și un țipăt ascuțit. Nedumerit, Ștefan rămase o clipă nemișcat în ființa ei, care nu vroia să-l primească de bunăvoie. Apoi înțelese. Luchi nu se semăna cu Ioana. Pentru simplul motiv că pe la Ioana înaintea lui trecuse un altul. În timp ce el, era pentru Lucky primul ei bărbat. Doamne Dumnezeule, gândi, fata asta a așteptat atâția ani ca să vin tocmai eu? Într-adevăr, ce i s-o fi întâmplat încât s-a hotărât în prima seară când ne-am declarat că ne iubim să nu mai fie fecioară? Cum se poate? Nimeni nu i-a declarat iubire până acum ei care e atât de frumoasă și sufletul ei e atât de curat. Luchi îl strângea mereu în brațe, în timp ce el îi se uita în ochii ei divini, în care curiozitatea lui cărea mereu, mai potolită, dar nu stinsă. Da, înțelegea cum e, parcă spunea privirea ei. Își dădea seama că încă nu putea fi pentru ea mai mult din pricina durerii. Dar printre durere, da, iată, corpul îi se răsucea cu tremurat și numai prejos de bestialitatea lui. O știință rapidă îi cutreiera mintea și parcă îmbătrânea subit. Așa îi se părea. Nu știa că ea rămânea pentru el tot ca înainte. O tristețe grea o împiedica să vadă pe chipul lui transformarea care prevestea sfârșitul. Aproape strigând, el se ridică jumătate peste corpul ei și îi îmbrățișă șoldurile, nemai știind ce să facă. Își trăi complicitatea cu corpul ei, într-o singurătate care nu-l părăsi nici după ce, mai târziu, îi regăsi privirea și surâsul și îi văzu iarăși lumina apărând pe frumoasele ei trăsături. Da, dar lacrimi fierbinți îi spălau ei chipul și surâsul ei era parcă înstrăinat. Tăcea. Cuvintele nu mai aveau valoare. Misterul pe care ele îl acoperiseră mai înainte nu mai exista. Zburase parcă din preajma lor asemenea unei păsări, al cărei ascunziș ar fi fost brusc descoperit. Acum trebuie să pleci, zise ea, stăpânindu-se deodată și ștergându-și lacrimile se luminează de ziua și n-ar fi bine să fi văzut străbătând curtea la o oră așa de târzie. Revenise cu picioarele pe pământ. Ștefan încercă timid câteva mângâieri zadarnice. Pământul parcă îi fugea de sub picioare. Ea știa cine e el. Arăta neschimbată, dar lumina chipului ei era acum glacială. Nu trebuie să insist, gândi Ștefan și se îmbrăcă și plecă. În ușă, ea a avut un gest de tandrețe, îl apucă de gât, îl sărută și îi spuse. Inscripția de pe poarta infernului lui Dante, cu care te-am întâmpinat, a fost scrisă special pentru tine. El dădu din numeri. Nu înțelese, dar nu mai spuse nimic. Se întoarse acasă și se culcă. Avea sentimentul că îi s-a întâmplat ceva copleșitor, dar straniu și nefiresc. Câteva amănunte bizare dădeau parcă târcoale bucuriei care îi făcea inima să bată mereu cu pulsații înalte care nu coborau, dar nu reuși să descifreze aceste amănunte. De ce se plimbaseră atât de puțin? Parcă se plimbaseră prea puțin. Ea întrerupsese plimbarea și de ce vocea ei fusese prea liniștită când îi răspunsese că și ea îl iubește. Și ce era cu inscripția aceea din infernul lui Dante? Valul fericirii însă îl urcă iarăși sus pe crestele lui și uită de aceste semne. Nu trebuia oare să se întâmple chiar așa? Cui să îi se întâmple? Și cine să trăiască un astfel de ceas, dacă nu un băiat și o fată? Îl trăiește acel ceas, chiar dacă nu te aștepți. Și tocmai de aceea e cu atât mai minunat.